E oficial, rachetele lui Putin vor fi găzduite de țara tovarășului Lukashenko. Ministrii apărării din Rusia și Belarus au semnat azi un document de desfășurare de arme nucleare tactice pe teritoriul Belarusului. Soldații beloruși sunt deja pregătiți. La începutul lui aprilie au fost instruiți de ruși ca să poată folosi armele nucleare. Între timp, în Ucraina, șeful mercenarilor Wagner, Predau Prada, și-a încheiat misiunea în Bahmut, unde au murit sau au fost răniți în jur de 30.000 de ruși. Mercenarii se retrag de azi din Bahmut, dar lasă orașul în mâinile soldaților ruși. Ну что, парни, все? Через 10-15 минут трогаемся, да? Да, трогаемся. Все, до 1 июня все выходим, отдыхаем, готовимся, а потом получим новую задачу. Передаем позиции военной. Военным боекомплект, позиции, все, включая сухой паёк. Но если военным будет трудно, безусловно, мы оставим тех, кто имел основную роль в захвате Бахмута. Între timp, Ucraina primește ajutor de la UE. Tarifele vamale pentru importurile din Ucraina vor fi suspendate până în iunie 2024, un acord care urma să expire luna viitoare. Faptul că nu mai există tarife vamale a născut certuri printre fermierii europeni și a împins Polonia și Ungaria la interzicerea importurilor de cereale din Ucraina. Păi da, și-au și avut nemulțumiri serioase și ai noștri, nu, și până s-au rezolvat. Că nici nu prea s-au rezolvat, din păcate. E clar că trebuie să ajutăm Ucraina, dar trebuie să avem grijă și de fermierii noștri. Să ne întoarcem la amenințările lui, amenințări, la acordurile astea cu nuclearele dintre... Nu ți se pare că e o amenințare? Ba, mi se pare că este o amenințare, deși, sincer să spun, nu prea o înțeleg. Cumva o înțeleg, cumva nu înțeleg. Mi se pare un joc din ăsta, așa, al amenințărilor făcut de Putin, mai degrabă. Mi se pare că el, știi de ce? Da, mi se pare că el mută într-un spațiu restrâns, cumva. Dacă am avea o hartă acolo la dispoziție, ți-aș arăta de ce. Pentru că rușii au deja din asta nucleare în... arme nucleare în Kaliningrad. Kaliningradul e acolo, lângă... Dar bun, Nemo, dar tu ții minte că așa spuneau toți politicienii și la început, că Putin glumește, că nu vorbește serios, că e tâcă, e tâcă, și uite-te că ne-am trezit cu un război. Un an mai târziu, tot în război suntem. Nici atunci la început nu luau în serios. Eu cred că se întâmplă în curtea noastră și trebuie să fim cu mai multă băgare de seamă. Sigur că sunt, dar fim atenți. Dar ar fi trebuit să fim cu băgare de seamă încă din februarie anul trecut, de când Putin începuse războiul, pentru că... Dar asta zic, acum trebuie luat în serios. Păi trebuia luat, asta voiam să zic, trebuia luat în serios încă de acum un an, dacă e să-l luăm în serios, pentru că referendumul pentru care i-a permis lui Lukashenko acum să facă acorduri din asta pentru nucleare, să aducă Rusia arme nucleare acolo, da? Deci referendumul, ca să mă întorc, a fost făcut încă de anul trecut. Bielorușii l-au semnat. E adevărat, un referendum care s-a lăsat cu vreo 30.000 de arestați, 30, chiar 35.000 de arestați acolo, pentru că și poziția lui Lukashenko e una foarte stabilă la el în țară, da? Încă o dată, am mai spus-o și nu doar eu, o știe toată lumea, da? A fost acuzat că a câștigat alegerile, că a câștigat, că a ajuns președinte fără să câștige în realitate votul cetățenilor din Belarus și fără să câștige votul bielorușilor. Și atunci nu știu cum a reușit el să facă acel referendum, da, care să-i permită. L-a făcut, cum a știut el, cu arestări și așa mai departe. Asta e ideea. Și ca să mă întorc, da, de atunci trebuia să-l fi luat în serios pe Lukashenko. Nu acum că, vai, semnează acordul ăsta. Era de așteptat de acum un an. Hai să mergem la Florin, Jica, că mai el bine. E expert, mai bine, el, dar este el e expertul nostru în tot felul de arme din astea. Florin, care e diferența? Cât de tare ar face diferența armele astea pe care, bineînțeles, sunt nucleare tactice, despre asta se vorbește, cu ce îl avantajează pe Putin că le pune și în Belarus? Îl avantajează, în primul rând, pe plan intern. Propaganda este alimentată și în special orgoliul rușilor sau celor proruși. Îl avantajează și ca o amenințare la adresa vestului și sunt țări deja, am văzut, știu, Ungaria, care e chiar lângă noi, Austria, tot în Uniunea Europeană, care tot timpul au o acțiune mai degrabă prorusă decât pro-europeană.
și îl avantajează și militar în cazul în care le va folosi, deoarece toată lumea se întreabă, va accepta Putin să piardă teritorii, de exemplu Crimea, teritoriul cucerit în 2014, și cum va reacționa dacă va fi pe punctul să-l piardă. Însă vreau să vă spun că ele, chiar dacă le se spune arme nucleare tactice, adică au o putere mult mai mică, și ca să și vorbim un picuț, dacă îmi dați voie câteva zeci de secunde, armele tactice sunt de regulă până la 170 de kilotone, iar bomba de la Hiroshima a avut 15 kilotone și au murit 140.000 de oameni. Deci sunt mai puternici cam de 10 ori decât bomba de la Hiroshima. Nu știm exact puterea armelor rusești, dar știm cele americane. Statele Unite au în jur de 100 de bombe nucleare în 6 țări din Europa și ele au între 0,3 și 50 de kilotone, în funcție de ce vrei să lovești. Însă un fost șef al Pentagonului, generalul James Mattis, în 2018 spunea în fața Congresului că folosirea armelor nucleare, fie ele și tactice, se vor lua decizii pe urmă la nivel strategic, adică vor avea consecințe la nivel strategic. Și în cazul ăsta, dacă Rusia va folosi arme nucleare, fie ele și tactice, în Ucraina, cu siguranță vor fi consecințe la nivel strategic, deoarece Statele Unite și alte țări, poate chiar China, vor reacționa mult mai dur la ceea ce se întâmplă acum în Ucraina, la acest măcel generalizat. Florin, dar faptul că au semnat acum în sfârșit din punctul lor de vedere acordul ăsta, înseamnă că le vom vedea mâine funcționale sau durează oarește timp să, nu știu, să devină funcționale? Până la 1 iulie depozitele trebuie să fie funcționale, deci peste o lună de zile. Când vor fi duse acolo, bănuiesc că se va păstra un secret operațional. Rusia nu este atât de deschisă precum Statele Unite. Nici în Statele Unite nu se comunică public. Dacă orice întrebare, de exemplu, într-o bază militară din Germania, dacă ai sau nu arme nucleare, răspunsul este standard. Nu confirmăm și nu infirmăm prezența armelor nucleare în această bază, indiferent de bază dacă are sau nu. Nici Rusia nu va informa nici măcar ce tip de rachete. Se vorbește de Iskander-M, rachete balistice care au o rază de acțiune de 500 de kilometri, dar nu se spune clar dacă focoasele vor fi pentru aceste rachete sau vor fi bombe aruncate din avion sau alt tip de rachete, știu eu, din aer, cum sunt, de exemplu, Kinzhal. Nu vom ști nici puterea lor, dar este clar o amenințare în coasta țărilor baltice, a Poloniei, a Germaniei și a NATO în general. Florin, de ce întrebam eu dacă face vreo foarte mare diferență? Au acele arme în Kaliningrad. Kaliningradul e așa, dacă tu ești pe hartă, la un pas distanță. Ok, na, e ce oarește distanță acolo, dar nu e foarte mare. De ce tocmai Belarus? Adică, de ce ar fi avut nevoie de încă un stat în care să le pună, din moment ce le-au părea din Kaliningrad? Da, nu știu dacă au arme în Kaliningrad. E bineînțeles, au arme, au submarine nucleare, au arme strategice. De ce au? Este țara cu cele mai multe focoase nucleare, Rusia. Deci nu duce lipsă de arme nucleare. Dar cred că aici este mai degrabă o mutare, cum spuneam la început, de orgoliu. Arată atât legătura strânsă între Putin și Lukashenko. De altfel, în Europa, cam Lukashenko i-a rămas singurul aliat, așa, 100%. Mai are semi-aliați pe aici, pe acolo, dar între Rusia și Belarus, sau între cei doi dictatori din zona asta a Europei, este clar o legătură de supraviețuire. Dacă până să înceapă războiul, Lukashenko avea anumite rețineri, inclusiv la acea uniune ruso-belarus pe care Putin o tot împinge ca să se perfecteze cât mai repede. E clar că acum și-au dat seama că fiecare, supraviețuirea fiecăruia depinde de celălalt, mai mult a Lukashenko decât Putin, decât a lui Putin de Lukashenko, dar este clar că între cei doi dictatori este o legătură destul de puternică și s-a văzut și când a fost parada la Moscova, că Lukashenko a și spus că a trebuit să meargă chiar dacă era bolnav, avea un rotavirus. Era bolnav, că toată lumea a speculat, că l-au văzut cu branule pe la mâini, cu bandaje, cu tot felul. Au speculat toți în toate felurile. Mă rog, da, și Lukashenko și Putin, mulțumim, Florin, și Lukashenko și Putin sunt ținta, cum să zic, speculațiilor de genul ăsta. Moare Putin, are cancer, moare Lukashenko, are și ăla nu știu ce, e bolnav. Mă rog, astea sunt doar simple speculații.